studiază foarte intensiv literatura profetică, mai ales a Vechiului Testament, și ajunge la o concluzie. Iisus trebuie să se întoarcă în anul, undeva în anul 1843, până la o anumită dată în 1844. Și el trage această concluzie făcând un studiu pe cartea Daniel și din Daniel 8:14, unde spune: El mi-a dat mie răspunsul până vor trece 2300 de seri și de dimineți, apoi Sfântul Lăcaș va fi curățit. Și el interpretează de aici că aceste 2300 de seri și de dimineți ca fiind ani de zile, fiecare zi fiind un an de zile. Și calculează de la 457, anul 457 înainte de Hristos, care îl ia din Daniel 9, versetul 24 și 25, ca și fiind cumva anul în care se poruncește reconstruirea Ierusalimului, și ajunge printr-un calcul matematic la 1843-1844. De fapt, ajunge la o dată specifică la un moment dat, da? Mulți oameni, preocupați de altfel oamenii de probleme despre sfârșitul lumii, devin adepți al lui Miller, devin milleriști, așa și ziceau, și evident au parte de un mare eșec și de o mare dezamăgire. De fapt, Miller își revizuiește la un moment dat teoria de două ori, după ce dă o dată inițială, își mută data la martie 21, 1844, trece și data aceea, își mai mută data încă o dată la 22 octombrie 1844. Evident, vremea trece, nu se întâmplă nimic, oamenii devin extrem de dezamăgiți și mișcarea milleristă se termină. William Miller are și el bunul simț să sisteze, nu mai dă învățătură pe această temă, pur și simplu lucrurile se destramă. Dar în ziua următoare, după această mare dezamăgire din 22 octombrie 1844, un alt domn, Hiram Edson, pretinde că în ziua următoare sau în acea zi, în 22 octombrie, a avut o vedenie în care l-a văzut pe Iisus Hristos în picioare în fața unui altar în cer. Concluzia acestui domn, Hiram Edson, este că Miller de fapt a avut dreptate, doar că a greșit locația unde urma ca să revină Domnul Iisus Hristos și era vorba de o revenire sau de o intrare a Domnului Iisus Hristos în Sfintea Sfintelor, în locașul cel sfânt din cerul. Interesant este că Miller nu-i dă dreptate lui Hiram și nu colaborează cu el. Și totuși mișcarea aceasta care îl creditează cumva pe Miller ca și având dreptate, pornește din acest punct.